Salut, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Știu că n-am mai făcut de ceva timp clipuri despre Republica Moldova, dar, sincer să fiu, nu s-a mai întâmplat nimic interesant și cel puțin nu am avut cum să fac clipuri și să vă informez cu privire la anumite situații din Republica Moldova. Pentru că știu că sunt pe acest canal și foarte mulți oameni din Moldova și apreciază videoclipurile în care vorbesc despre țărișoara lor. De asemenea, sunt și români care sunt interesați de situația din Republica Moldova. Ei bine, uitați că a venit și clipul și v-am pregătit ceva interesant, chiar ceva bun, aș putea spune, și în sfârșit Parlamentul din Republica Moldova a venit cu o decizie foarte tare, mai exact Maia Sandu, și anume în sfârșit se va schimba guvernul de la conducerea țării. Guvernul care a creat atâtea probleme, cel puțin pe la sfârșitul anului trecut, pentru că probabil de foarte mulți ani, dar eu mă refer la ce s-a întâmplat recent, a creat probleme de când a ieșit Maia Sandu președinte. Atunci au vrut băieții să o închidă la modul să o bage într-o bulă din care să nu mai iasă, dintr-o bulă în care să-și piardă puterea și influența. Se pare că nu au reușit, că în sfârșit s-a întâmplat un lucru bine. O să vorbim imediat despre chestia asta. Din câte știți, era și proiectul ăla cu limba rusă. Mă rog, nu a fost aprobat de Parlament, dar mă rog, ideea e că guvernul voia să-i mai ia din puterea Maiei Sandu, pentru că Maia Sandu e pro-Europa, iar guvernul era puțin pro-Putin, aș putea spune. Mă rog, hai să trecem la știri să vedem care este situația. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a semnat ieri decretul de dizolvare al Parlamentului de la Chișinău. Ea a anunțat că vor avea loc alegeri pe 11 iulie pentru a putea forma un nou guvern cu o majoritate stabilă. Dragi cetățeni, acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin această decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un nou Parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic în care oamenii să trăiască în pace și bunăstare. După data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă. După alegeri vom numi un guvern responsabil care se va baza pe majoritate stabilă și vom îndrepta lucrurile în Moldova. Vom ieși din criză, vom face ordine și toate instituțiile statului vor lucra pentru binele oamenilor. Guvernul urmează să aloce din bugetul de stat resursele financiare necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor. Urmează un efort mare. Cetățenii au câștigat dreptul de a-și decide viitorul, însă responsabilitatea pentru acest viitor stă pe umerii fiecăruia dintre noi. Lupta pentru curățarea sistemului public, lupta pentru curățarea clasei politice, pentru oprirea hoțiilor, lupta pentru dreptate este o luptă grea, dar suntem pe calea cea bună. Suntem tot mai aproape de a pune punct haosului pe care unii au încercat din răzputeri să-l prelungească și să-l adâncească ca să poată fura în continuare. Avem acum șansa de a alege calea spre normalitate. Să o folosim cu înțelepciune, a transmis președinta Republicii Moldova printr-un mesaj pe Facebook. Maia Sandu, din câte știți, a fost aleasă președintele Republicii Moldova în decembrie 2020. De asta am spus la începutul episodului, că ea a fost trasă în jos de către actualul guvern. Sincer să fiu, mă bucur foarte mult că se întâmplă chestia asta. Cine știe, este un pas spre Europa și un pas spre un viitor mult mai european pentru frații noștri din Republica Moldova. Pentru că, din păcate, ei au rămas fundați într-o... cum să spun eu, într-un aer din ăsta așa mai sovietic. Mă rog, nu vreau să intru în prea multe detalii politice. Sincer să fiu, dacă sunt oameni din Republica Moldova care urmesc acest clip și sunt 100% convins că există, chiar aș vrea să-mi lăsați câteva detalii despre, cum să spun, despre noi guvernanți care ar putea participa, care sunt cei buni, care sunt cei răi și așa mai departe, având în vedere că acum teoretic aveți posibilitatea de a alege un nou guvern prin voturile voastre. Chiar vă aștept lista partidelor și așa mai departe. Mă rog, ideea e că eu nu încerc să fac politică sau aici, ci pur și simplu sunt curios că așa na, putem să dăm naștere unor discuții mult mai ample. Uitați că am găsit și o listă cu partidele în Republica Moldova și văd că l-avem aici pe primul, pe Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care e condus de Igor Dodon. Mamă, frate, ce logo comunist.
au, mă rog, nu contează chestia asta, în fine, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este un partid politic de stânga din Republica Moldova, reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova de un număr de 37 de deputați. De asemenea, sper că aceste informații să mai fie încă actuale, să nu fie vechi și să mai corespundă cu aceste norme. Din păcate nu prea pot verifica chestia asta și mă rog. O să vă citesc acum și doctrina politică a acestui partid. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este o formațiune politică socialistă. Partidul apreciază socialismul nu ca o doctrină, ci ca o mișcare reală. Socialiștii mizează nu pe o concepție filozofică sau alta, ci pe întreaga evoluție a procesului istoric precedent, pe rezultatele lui practice actuale, pentru înțelegerea justă a cărora ei aplică întregul bagaj teoretic al mișcării socialiste, concepțiile naționale și programele respective. Partidul consideră că alternativa socialistă a dezvoltării societății este socialismul democratic. Mai există blocul electoral acum platforma Da și PAS, care reprezintă o alianță politică din Republica Moldova între două partide pro-europene și anti-oligarhice, cum ar fi Partidul Acțiunii Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. Începând cu anul 2016 s-a vehiculat ideea consolidării forțelor pro-europene și anti-oligarhice, iar în 2017 partidele de opoziție, PAS și Platforma DA, au anunțat că vor forma o platformă comună pentru următoarele alegeri parlamentare. Da, și din câte știu aici, președinții ar fi Maia Sandu și Andrei Năstase, care e liderul platformei DA. Văd că mai există Partidul Democrat din Moldova, care este o formațiune politică de centru-stânga din Republica Moldova, al cărei președinte este fostul prim-ministru Pavel Filip. Partidul Democratic din Moldova a fost înființat pe 8 februarie 1997 sub denumirea de Mișcare pentru o Moldovă Democratică și Prosperă. Deci avem parte de aici de un partid destul de vechi. Congresul din 17 octombrie 1998 a ales organele de conducere ale partidului și a adoptat statutul și program politic bazat pe principiile social-democratice. Văd că mai există și Partidul Șor, despre care chiar am discutat de multe ori în clipurile despre Republica Moldova. Partidul Șor este un partid politic din Republica Moldova care reprezintă interesele populației rusofone. Liderul partidului este primarul orașului Orhei, controversatul om de afaceri milionar Ilan Șor. Ok, chestia asta chiar nu le știam. Partidul este moldovenist, anti-unire, eurosceptic, pro-rus și conservator, ok? La alegerile parlamentare anticipate de 25 februarie 2001 a acumulat în jur de 7.000 de voturi, adică doar 0,44%. Deci e un partid mic, nu prea are influență, probabil, din câte văd, nu prea e susținut, cred. Și văd că mai există și Partidul Pro-Moldova, care este o formație politică de centru-dreapta din Republica Moldova, fondată și condusă de șeful de fostul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu. Partidul este reprezentat în legislativ de 7 deputați. Pro-Moldova este un partid modern de centru-dreapta, susținător al unei democrații liberale autentice. Printre valorile fundamentale ale formațiunii se numără libertatea și prosperitatea individuală și șansa la oportunități egale a tuturor cetățenilor. Aceasta susține o economie socială de piață, având sectorul privat ca principala sursă de locuri de muncă, cu rolul de a genera bunăstare și dezvoltare. Da, deci cam astea văd că sunt partide din Republica Moldova. Mă rog, sper că am cules bine aceste informații, am încercat cât de cât să mă documentez, să nu par prea, cum să spun eu, prea pro al unui partid, ci pur și simplu am menționat ce zice fiecare partid. Dacă asta menționează, asta e situația. În rest, cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, uitați de like și subscribe, de asemenea chiar vreau să vă întreb ce părere aveți despre ce a făcut Maia Sandu și faptul că a dizolvat Parlamentul, chiar e o veste bună, cel puțin nu știu pentru mine, abar nu, poate pentru voi nu este o veste bună. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii, de asemenea nu uitați să vă abonați și la canalul secundar de YouTube, aveți link în descriere, de asemenea să-mi dați un follow pe TikTok și pe Instagram, tot la Geocru Virtual, vă zic cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.